Sicriul cu trupul neînsuflețit al scriitorului Dinu Săraru a fost depus în urmă cu puțin timp la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu-Vâlcea. Dimineața bucureștenii au spus adio la Teatrul Național. Cu multă cultură s-a stins din viață sâmbătă, iar înmormântarea va avea loc mâine la Casa Memorială din localitatea Slătioară. Sicriul cu trupul scriitorului Dinu Săraru a fost depus în sala de marmură a Teatrului Național din București, instituție pe care a și condus-o la începutul anilor 2000. Zeci de oameni care l-au cunoscut sau care doar i-au admirat opera, oameni de cultură, au venit pentru a-i aduce un ultim omagiu. Ultima discuție a fost chiar în după masa în care a trecut dincolo, într-o lume mai bună, și mi-a spus: nu mai văd, mă mai țin picioarele, dar mintea mi este foarte limpede. Nu știu ce să fac cu inima asta să nu mai bată. Un mare iubitor de teatru, care avea nas de trupă, îi plăcea să formeze trupe care să facă spectacole și să ridice orice teatru în picioare. Marile personalități nu au nevoie să fie cunoscute personal. E de ajuns să fie citit cărțile, să fie văzut... Nu e impropriu zis activitatea, acest spirit, a fost un mare spirit. Cu siguranță o să-i recitesc în momentele cuvenite opera lui Dinu Săraru și cu siguranță în momentele în care voi simți nevoia, și sunt absolut convins că voi simți nevoia, voi reciti Moartea lui Pătru cel Scurt, și poate că Dinu Săraru, de acolo sus, de unde este acum, se va uita la mine așa cum s-a uitat și atunci la televizor. Dinu Săraru a fost unul dintre cei mai de seamă scriitori români contemporani, publicist, conducător de instituții teatrale, dar și membru fondator al Academiei Oamenilor de Știință din România. În plus, a înființat Fundația Niște Țărani, organizație care încearcă să păstreze intactă identitatea țăranului român. L-am asigurat pe maestru Dinu Săraru că voi duce mai departe ideile, proiectele pe care și le-a propus domnia sa prin crearea acestei fundații. Dinu Săraru și-a pus amprenta asupra destinului profesional al mai multor generații de artiști și oameni de litere, iar contribuțiile sale în domeniul cultural au fost recunoscute și onorate cu numeroase distincții.